Ne aflăm la standul Motorola. Aceasta este tableta Motorola Axum. La prima impresie pare un produs foarte interesant, cu o interfață inedită, ceva ce nu am mai văzut până acum. Controlul este deosebit de intuitiv și totodată aduce ceva nou. Vom reveni cu mai multe detalii. Aceasta este prima impresie. Ne aflăm la standul Motorola. Aceasta este tableta Motorola Axum. O tabletă ce rulează sistemul de operare Android Honeycomb. După cum vedeți, este o interfață totul nouă, redefinită, spre deosebire de ceea ce știam de la precedentele versiuni de Android. Tableta este prezintă o construcție premium și beneficiază de o putere hardware impresionantă, ce constă într-un procesor dual core capabil să redea conținut HD și chiar Full HD. Vom testa modul de acces la internet. Este Google versiunea în spaniolă. Toate acestea rancăm pe primul loc. Este o tabletă foarte interesantă. Vom trece pe pagina standard. Ecranul este de 10 inci și are o rezoluție de 480x800 pixeli. Editor.